Născut din 1930. În 1940 știu cum a venit, știu cum a făcut, cum s-a început războiul, tot asta știu. În 44 am fost cu tatăl meu în satul Redeni, Călărașul Craiona. Am fost pe drestrel. Au vrut să mă împuște, să-l împuște pe tatăl meu, eu cum eram în vitul lui, când a răcnit odată la ora 12 de noapte, ofițerul s-a oprit, care a vrut să-l împuște. Pentru de ce? Tatăl meu a fost în altă comnată, cum se spune, altă casă, unde trăia cei care erau la noi la gazdă, care au fost oameni și ei evacuați de acolo. Și ne-am dus după pâine, eram cu cară cu voi. Și de unde până unde, tatăl zice, femeie așa, haide ce încolo. Ei când s-au dus la casa și el, atunci ne-am încărcat. Aici stă, cum se spune, e greie în casă și nemții cu merge trei oameni. O luat, înțelegi, și zice, în casa asta nu trăiește nimeni. Cum zice, s-au auzit răzgăvăr. Tatăl meu când a auzit asta, l-a și-o sărit pe fereastră, cum așa, nu știu cum, și-a venit la car. Și când a venit la car, femeie și ei au adus acei trei nemți, ofițeri și doi soldați. Și când au adus el m-a mers și i-a spus, nu ta, la tata, ia că ăsta omul a fost, a dat cu mâna. Și acei doi soldați au luat pe femeie și aia și-a dus-o și-a rămas ofițerul cu noi. Când a rămas ofițerul cu noi, a început a cerceta. Am avut un om din țară tot de la noi, care știe și limba nemțească și limba rusă. Și a început a-i prigodi. Și când l-a răcnit, el a întrebat, a câți copii are acasă? Ne-am tot întrebat. Dar el zice, cinci copii are. Asta e cel mai mare. Dacă e cel mai mare, zice, eu zice, am trei copii acasă, ofițerul a spus. Eu zice, nu știu, am să-i văd ori n-am să-i văd. De asta, zice, eu îi las pe amândoi în viață. Și nu-i dat. Și mie știa că nu a venit, o zice, să nu venit. O venit, cum să spune, dar și se face în satul ăla. Nu de Dumnezeu. O răcnit și tot partea femeiască, tot e znăstilul ăla. Asta nu că spun cuvinte prostii, dar asta eu singur cu ochii ne-am văzut. Tot ce s-a făcut. O venit femeia așa și-a luat și spune, haide, ieșim. Și a ieșit la ora 12, după 12 a ieșit din satul Redeni și când ieși din satul Redeni, dacă sunteți oameni de acolo, știți, apoi luat, înțelegi, și se ridica, te ridica la deal, dar tunurile din partea cealaltă, rusești, te disfăcea, te bombarda. Și de asta trebuie să ieși numai noaptea. Să intri în sat, îți dă de drumul. Și vă spun, după asta, tatăl meu s-a dus la război, l-a luat, tatăl meu nu l-a mai văzut, a rămas cu mama, cinci copii, bolnavă. M-a luat în armată, în armată când m-a luat, eu singur dobrovolne m-am dus. Razul întâi m-a comisuit, a spus că nu se poate. Am luat și am rupt documentele și alea și am făcut din nou documente. Și m-am dus, am spus, 3 ani și 6 luni de zile. După 3 ani și 6 luni de zile, am venit acasă. Tot așa cum spune asta, că de primar, că asta nu-i adevărat. El a început să-și bată joc de mine. Mă, tăia că mi-a plătit atâția ani, că tu plătești. Eu am armată și el am să tot mufie și plătește. Și dacă am văzut că treabă de așa, am luat și m-am dus, înțelegi, cu un băiat care a fost în rural și m-am dus cu dânsul la pădure, pe 3 luni de zile. Și când am ajuns acolo, și acolo tot sunt, au fost. Nu de deal, zărplată, la așa care a slujit acolo. De deal, pentru băslugă, pentru tot cele. Dar nia nu de deal, de deal, 900 de lei, de rubiu, cum se spune. Și dacă am văzut, m-am dus, am venit în oraș, am intrat la voieni zăvod, am lucrat acolo 15 ani de zile. Câte drepteți am avut și unii strâmbătări și tot locul am găsit. Dar azi, în timpul de asta, nu pot, că am ieșit la pensie în 80. Și când am ieșit pe prvei categorii. Și în 90, până în 93 am lucrat. Dar când am lucrat, vă să zic că în 94, când s-au schimbat, înțelegi, în banii noștri, mi-au pus 62 de lei. Dintr-o, de acolo scrie, fărșiți din învătă, cum se spune, imediatul pensie. Eu mă duc, înțelegi, tot așa, la tot locul. Și am scris, scrisoarea asta am scris-o la redacția de gardă, vă câțiva ani, mulți ani. Și eu luat o fetiță și n-am mai văzut nici scrisoare nică. Și când m-a dus, nu e, redactorul ăsta nu e nică.
Він ще старий трає мною. І син грудной у нього не тем причепі. Він ще старий. Ще не командуєш ти куною. Так ну гасиш дрептати, а ну гасиш таку сачуні. Тет, кумаша. А ми спи, а пейну, ми духа молодин, ще старий сун. Кинець принес, кажу, як пашу за ж причин дня, не дати нам один пенсія, яка нам заработить. Шинки до паса, кажу, пашу за ж 3 дні, украс. Ліші. Ну, ми так, кажу, а мені 3 сотні, що, гадин, збор воною. Дуті. Та ліші, да кума аста, кумця сурі. Син, кажу, воно і син, дробітів, що ж принес, син, спроси, чи мій. Що факутел, пендру, цара аста? У факутел, ще бабун. Ну, факут нікуди, думати, що кеш пиной. Да что ты принесешь еще? Что они же шла инвалидности, а он шла инвалидности. Якобы, а ну, карасские пенсии мои мари. Что ну и нико, что бабутку со спины годи, тетери годи лед таят, тет. Треешку со спины на пенсии. Я как умой ладой дрептатя. Да вин я еще, он ковки уши спины еще. Я спины не дрепт, я спины еще, я спины еще. Ну, треба не стихи, ты кому не пялту. Ну, и не стихи, мой кому пялту. Дайте коптину дати мікрофону. Ну треба. Треба люкти, бо він має достойне під царя ностра, під Римаєча. Кому це запитати? Кому вирміть? Ви презентат? Кому ти номієш? Номіли?